Bună seara, dragi prieteni, sunt Papi de la Straia și mă aflu la Leo astăzi, unde am avut o problemă de rezolvat cu ai cei șnițele. Astăzi se rezolvă și această comandă de șnițele, să nu mai avem problemă. Ia uite, sunt aici alături de socioara mea, Marița, de la Strehaia. Deci am avut chiar probleme mari, dificultăți. Marița, dă-te și tu așa, dau așa și pune șnițelele în spate și mămăliga la tine. Asta e, să nu pică pe mine, că mă arde. Nu pică, ai grijă. Marița, ai mai întrebat-o pe patroană de gaj, nu-ți cadou de la Ramona. Nu cadou. Ăla care zicea prietena voastră. Nu cred că l-a pus. Nu l-a pus. Nu, Ramona mă întâlnesc eu cu ea săptămâna asta. Care vine? Ușor, ușor. Acolo e patroana, Leo, Georgiana, sunt pe vlog, nu mergem peste ei, așteptăm să vină Georgiana. Te aștepta bunica, da? Da, când mai faci o vișinile? Lasă că mâine, vedem, plângem mâine. Nu mai mă duc mâine, că mâine mă duc din altă parte. Uite, s-a făcut drumul toaie. Dă-i mai încetarea gazul. Nu-i așa, Marița? Ce e roșu? Ziceam de... Am vrea să pun mămăliga, stai. Ce-am adus tava? Poftul tău, papi. Eram să zic tatu. Mai trebuie făină, Marița. Nu. Acum mai bagi făină. Du-te ce îți vrei la mine. Nu mă simt bine. Ești obosit? Da. De mâine mi-au un concediu, prieten. Gata. Mi-au un concediu. De mâine e și telefonul. Dar bine că nu mai are telefonul de să mă sună patroana mea de mâine. Cred că i-a cumpărat, Leo. Aoleu. Le-au luat altul. Le-a luat telefon. Păi de-i face vlog ăla la George. Ăla e. Nu e lui Leo, mi se pare că e lui Leo. Nu e. De-aia zicea, du-te și-mi filmează. Bă, ce faci, bucătarul, papă? Te fac și eu un vlog pe canalul meu, Papi de la Straia. Pe canalul Papo de la Straia. Papo de la Straia, prieteni, să trăiți. Papi. Papo de la Strehaia. Vor să-mi scriu numele la canal, pun și Papo. Ce ai făcut, Georgian? Am arătat draperiile, ce ai făcut? Stăm aici la răcoare, Sofie. Poți să închizi vlogul. Uite, patroana așteaptă șnițelele. Am mâncat. Cine mai mănâncă, Papo? Nu putem mânca răvară. Lasă mâncare, că mai luăm o țâră saturație. Mai luăm saturație, cum am luat de la grătar aer. Și după aia mâncăm și șnițelele. Nu patroane, dar șnițele mâncăm. Da, ce zice Aristiga? Toate mâncărăm aici, acum ne face Marița, ne face șnițele cu mămăliguță, cu ăla, cu ăla, mai înainte am mâncat ciorba. Mă lați așa. Cum să mănâncă? Bă, dar a făcut patrona pomana porcului. Pă, aia pomana. Unde e? E acolo, să facem mămăliguță. Aia șnițele, bravo. Nu aia mă, șnițele, pomana porcului. În afară de șnițele, pomana porcului. Afară. Pe cine mai mănâncă, bă, Aristiga? Aia trebuia să mănânc cu stuc, să nu, vin. Nu, acum dar mâncat, acum dacă mâncai varză. Varza asta, păi da, asta e ciorbă super, patron. Cine asta mai trebuie... Bă, îmi teamă pe țorul meu, n-ai de unde? Teamă că n-am pierdut. N-ai de unde, de orice n-am. Deci, prietenii lui Papi și ai noștri tuturor, mulțumim că ne uitați, vă uitați la noi. Avem botul de la porc. La bă, ucior. Mănânci tu botul porcului. Bă, nu, am, e la pomană. Aline, stai să mai duc din astea. Am rezolvat și operațiunea șervețele. Aline, am terminat și cu operațiunea șnițele. Cum e? Le face Marița. Gata. Gata. Și gata acum. Mă mulțumim de foame. Șnițelele, vin acum.
Avem și pomana a porcului. Bă, papi, vine azi dimineață, pe mijniță. Să lasă. Adică cum ne-a făcut, cum a făcut el prieten. Și că lăsați, mergem să creștem porcul, să vedem cum se face și abia mâncăm șnițele, nu mai mâncăm, renunțăm până la urmă. Uite că vine, stați să vedeți ce vine acum. Hai să vedem, vine mâncăm tălată. Șnițele vine acum. Mămăligă, mă. O duce înapoi. Unde mă mâncă? După ce n-am mai venit, a renunțat. Nu mă, Aline, după ce terminăm filmarea asta, ne pui și nouă mozică, nu mai aud mozică de la salam. Dar dacă pune mozică... Nu vrea mozică că sunt supărat. Dacă pune mozică, trebuie să punem și două sticle de vin. Păi, nu avem vin. Ce zici, Leo? Să bem cu gheață. Nu mai, că nu am luat pățirea, mai băut două beri. Două beri, ha? Cum a făcut, mă, Bogdan, la... Mamăliga în Tuzi, numai că ne-am văzut aici, mă. Dar ai văzut de-aba scoasă din Tuzi. Bă, am văzut pe filmare atâta, am văzut. E și negru. Cu Totolino, nu chem să mănâncă ce. E și negru. Nu venea să vezi, mă. Bunit. Păi nu știu unde e, sună, ne-a sună. Ai zis că s-a îndrăgostit de o răboaică la București. Da, unde e? Doamne ferici. Ai zis că stă în pată așa, bă, în cheșul. Ați vorbit? Ai zis, da. Ați că vine mai târziu. Lasă-l și-l cu muierea lui, ce-i pe el. Nu închide ca să poată să doarmă. Deci trebuie să recuperezi o lună de somn la combinație. Păi cineva unde ești? El doarme și nevastă că doarme în bani. Păi asta doarme și ea. Vine mâine, poi mâine nevastă. Ce are cu treaba lui? Ce are treaba? Ce treaba are cu el? Era 99%. Super, Marița. Ce idee ți-a venit? Mi-a venit. De unde ți-a venit? Ce? Genială. Să iei o lingură să pui mardaua aia. Nu mai pun de aici, să-l fac aceea ciulumea. Ciulumea? Într-un colț pui ulei din ăla. Așa, așa, așa. Mai pune, mai pune și în colțul ăsta. Suntem drept bucătare, auzi. Cine? Georgiana. Noi trebuie să facem acest lucru. Ia? Da. Nu cred. Cu cât ne plătim? Asta e, că nu suntem plătiți cu ziua, cu care mici cu ziua. Trebuie să facem câte 35.000 de vizări pe zi, da? Noi, ca bucătari. Adică toți prietenii, Luanca, Leo, să vină la noi. Atâta, să nu se mai vede mămăliga. Nu, mămălița, pune pe tot pe platoul ăla, nu așa. Așa. Nu fă-i așa, că nu. Și șnițelul ăla. Da, hai că vin și eu cu șnițelele. Nu mai lasă de gătul, eu mă. Iară și pe ăștia, hai. O tură de șnițele. Mămăriță, ne-ai făcut ca în filme? Ia stați așa. Stai să caut, că n-am găsit. Pune în fața la patru ani. Acolo. Acolo, jinițele. O secundă doar să mă puse un prosop. Patroane? Nu găsesc prosop. Ia du la mine, dăm un cuțit și un tocător. Ca să tai jinițele, nu le iau de acolo cum le pune patroane. Deci, dă mă nisică, tu varză pâinea aia. Na. Să-i se aducă să șteargă. Să-i să șteargă. Amalia, ia repede ăla și du-te. Păi de unde să șteargă? Că n-am cer tine și nu mai dă la nimeni. Amalia. Deci, copii. Păi lasă copiii, să vină cu acea dacă vor. Amalia, îți zice mami de unde. Mă, cum să adică la... Nu, să bea și copiii, numai tu să... Nu, du-te ia pahare de alea la tine din bucătărie. Asta le beau eu, asta am treabă cu ele, oasele. De plastic, da. Păi pe bune, dacă vreți luați-vă pahare, dar nu trebuie să te lupe. Mi-a vrea cumpărat mama lor la toți păi copii. Da. Așa. Păi ce, le-ai cumpărat pentru copii? Pentru toată lumea. Care e toată lumea? Păi toată lumea? De mâine să-ți faci canalul bucătarului Alin. Și domnul Leo să-și facă bucătar pe Aristică. Păi, bă, tac. Mă, tache, mă țineți aici de 3 ore, da, că mi-aduce șervețele. Nu, pe bucătar pe partea aia. Păi pe bune, uite, ce n-ai gata, ia patrule să mănânc. Dă-i, gata, dă-i. Nu mai mori. O, Vasile, ursule. Cu tine, bătă. N-am. Georgian. Leu, ursule, gata. Eu nu mănânc.
De ursul fac cu ea. Stai cum îmi se face. Ia ursule, care vrei de aceea. Ea, ela n-are furculița, încă furculițele Vasilea. Uite aici furculiță, cine nu are? Georgiana! Nu-i folosită ea. Mă, patron, la tine n-ai furculiță, n-ai cuștii, n-ai nimic? Dacă mă fură. Cine te fură? Mihaela. Aia Mihaela l-am cumpărat, am dat de gimnale pe furculiță. Pe ce furculiță ai cumpărat? Mă, vin și le-am. Dacă ea furculiță, s-a cumpărat. Bă, mă, marză la jniță, rău. Nu găsim, am zis să mergem la loc. Nu mă duc, să zice ăla că mă duc să... Ah, da, știu. Am dechis aceea, că mă duc. Mi-a el am scăpat și de șervețele, de jnițele, mă. Da, tot zic șervețele. Unde e Alex să meargă să ia șervețele? Marița, te-ai scăpat și de șervețele, de jnițele și de tot. Mai am puțin și gata. Concediu, nu lua concediu, că nu luăm concediu de la domnul Leo. Nu, mi-au concediu pe 2-3 zile. A, pentru 2-3 zile ai jnițele, văd. Da. Hai o grămadă de jnițele, nu? Mamă, când te mai intra, mai ai două ture. Da. Mai ai două ture. Nu știu ce are de mers de ce, că rămâne fără buterie. Nu rămâne. Nu, mă duc să bag apă în acesta. Uite-l pe domnul Leo, n-are șervețele, mă, Marița, nu-i dă nimeni un șerveț. Păi eu am vrut să trimit pe cineva. Dar nu e Alex, nu e nimeni să meargă. Domnul Leo n-are șervețele. Deci porcul i-a făcut lui patroana cadou un telefon astăzi. Da, eu am uitat că nu trebuia să postez. Ce a fost, Aline, cu porcul? Nu-ți place? Păi și ce crezi, dacă faci tocană, îți place? Nu. Suntem în fapt. Faci tocană de ficăței mai bine. Nu. Ne cumpărăm ficăței și grânăciori și facem. Vă bine să pleci la facem? De vieții, de nu mai faci tocăniți? Nu. Și ce mai faci? Așa zice Alin. Da. Pe cine mai mănâncă noaptea asta, mă, papă? Alin. Ce să facă? Dar tu ești pe TikTok. Ce să faci? Marița, mai ai? Mai am, am făcut pentru toată șatra. Ai făcut pentru toată șatra aceste jnițele? Da. Bă, dar multe ai avut. Aceste jnițele era poftă de... Patroana. De patroana, da. Georgiana, ce zici, fată? Acolo au venit niște invitați și nu vor să fie filmați. Da, și am venit aici să văd ce mai zici. Mă duc să văd pe unde mai e Alin. Și la urmă vezi că eu trec să mă duc să strâng niște vișine. Du-te. Cred că a făcut Florin treabă cu baba de azi dimineață. Cred că a strâng și el. Că a strâng și el ceva pe acolo. Și telefonul tău să nu uiți. Da. N-ai grijă. Ai terminat? Stai să te filmezi că închei vlogul. Stai așa să terminăm cu aceste jnițele. Toți prietenii ne-au știut pentru aceste jnițele. Hai să îi le ducem lui patroana și lui domnul Leo. A venit și el acasă. Ia uitați-i. Gata. Am terminat și cu jnițelele din România. Nu mănânc. Gata. Hai să închei și eu aici. Ce zici, domnul Leo? Să nu dai. Să nu dai că Florin nu mănâncă carne de porc. E rău, lui patrona. E făcut asta mâncare de porc de e rău. E a făcut de la jnițele acum. Tensiunea 27, mă. De la jnițele. Da, 27 tensiunea de la jnițele. Ce ai băgat în jnițele? Marița știe. Ce ai băgat, Marița?
ulei prea mult. N-are voie să mănânce ulei grăsim. Dar s-a supărat acum două zile că n-am făcut znițele și am venit și am făcut acum. Păi da, a făcut tensiunea 27. Păi de-aia a făcut, că noi am făcut znițele, de-aia a făcut tensiunea. Auzi tu, tensiunea 27. Nu te iei diabetul, o Georgiana. Ce? Pare 700 de diabet. Prieteni, gata, încheiem acest vlog. Aceea. Gata, Leo. Nu lua al meu ăla, ia. Eu închei aceea acest vlog, gata. Vă rugăm, prieteni, vă rugăm să vă uitați la Papo din Strehaia, la Papo Bucătaru. Pap. Cum ești tu contul, mă, că nu mai știu nici Papi de la Strehaia. La Papi de la Strehaia, prieteni. Mi-a spus patroana, al nume. Vă pupăm. Să urmăriți acest canal. Vă pupăm, prieteni. Vecina noastră.